plecăm să îl redescoperim pe Alexei Levința, cel pe care l-am cunoscut în cadrul campaniei INP Stop Alcool la Volan. Colegul nostru a decis să-i organizeze o vizită la atelierul unde lucrează în calitate de lemnar. Ce am mai aflat despre el, vedeți în cele ce urmează. După ani grei petrecuți prin spitale și zeci de tratamente, Alexei Levința a început din nou să meargă și să-și construiască viitorul de la zero. Acum câțiva ani și-a deschis propriul atelier, unde realizează mobilă la comandă. Îl schițez, îl pregătesc la computer, în 3D, dau comandă, deja colizorul, faci, tai comandă, tai un clip, prelucrează și primesc eu materia primă, sunt fabricatele. Deja lucru meu și intră. Fac găuri și asamblez. Dacă inițial lucra doar el, acum are nevoie și de ajutor. Munca nu este una dintre cele mai simple, dar Alexei vrea să le demonstreze și altora că imposibilul poate fi posibil. Eu în starea mea fizică nu pot să atrag, nu-mi permite starea mea. De asta eu apelez ca la băieți, la alții. De la mobilier pentru bucătărie până la cel pentru dormitoare, pe toate le face cu mult drag pentru clienții săi. Astfel de exemple ne demonstrează că fiecare își poate depăși limitele, crede și vei reuși.